Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ca fiți atenți. Haideți să facem o discuție despre camerele de bord și despre valoarea lor în caz de necaz, cum ar veni. 0372069599. Avem câteva minute imediat și de ce ne-ar interesa părerea voastră? Tocmai a depus USR un proiect de lege la Parlament prin care ar urma să fie permis poliției rutiere să aplice amenzi și pe baza înregistrărilor video provenite de la camerele de bord ale participanților la trafic. Ei, na, da. Cum așa? Păi se modifică ceva în codul rutier, nu știu ce. Acum știți care este problema cu camerele astea de bord. În caz de suspiciune de infracțiune, atunci imaginile sunt verificate de procurori, judecători, luate în calcul că este o infracțiune și acolo se folosesc toate mijloacele de probă. La amenzi rutiere, astea sunt contravenții. Și în codul rutier spune contravențiile se constată doar de către agentul constatator. Ori tu, ca șofer, nu ești agent constatator. Poți să filmezi tu orice contravenție, să o documentezi video, nu e luată în considerare. Deci nu pentru că ar putea fi falsificată sau nu avem încredere sau nu știu. Nu, pur și simplu nu ai calitatea necesară. Și atunci acest proiect de lege schimbă acest lucru, introduce un nou aliniat și spune așa, citez, constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace video folosite de participanții la trafic, ori de autoritățile administrației publice locale, dacă acestea permit stabilirea certă a numărului de matriculare, culorii mărcii și modelului vehiculului implicat. Deci dacă această schimbare trece, încă o dată, deocamdată este doar o propunere. O propunere făcută de un userist. Uh-huh. Nu știu cum îl cheamă, cred că Botez îl cheamă, Mihai Botez. O propunere făcută de USR, dacă trece, atunci cetățenii vor putea documenta contravenții în trafic. Treceri pe roșu, depășirea ale coloanei, tot ce e nasol, parcări ilegale, toate chestiile astea. Asta va deschide o mulțime de noi posibilități. Și va goli străzile. Inclusiv pozitive, inclusiv negative. Adică să nu ne tem... Adică e posibil să apară și abuzuri, să știți. 0372069599. Sunteți de acord sau nu? Ca și camerele folosite de șoferi să devină argumente pentru contravenții. Și mai am o întrebare. Credeți că majoritatea PNL-PSD-UDMR va fi de acord cu această schimbare? Hai da? Să răspundem după. Sau nu? Da. 0372069599. Sunați-ne să vorbim în direct imediat, Marcela vă așteaptă. Și mesaje audio pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Deci 47. Așadar, USR a depus un proiect de lege prin care ar urma să fie modificat codul rutier, astfel încât și imagine filmate din camerele de bord instalate de șoferi în mașinile lor ar putea fi folosite pentru sancționarea contravenienților. Motivele sunt multe, pe șoselele României este hecatombă, mor mii de oameni în fiecare an, din ce în ce mai mulți șoferi au camere de bord, acum găsești la toate prețurile și e și o presiune publică pentru asta, adică sunt mulți care cer. Pe de altă parte, mă rog, când o să fie posibil așa ceva, să te ții. O să fie tot soiul de întâmplări. 0372069599. Opiniile voastre, de acord sau nu? Și m-ar interesa să știu și ce credeți. Acest proiect va fi votat de PNL-PSD-UDMR, având în vedere că vine de la USR, da sau nu? Apropo de sătății, fii atent mesaj. Bună dimineața! Băieți, eu dacă cumva trece chestia asta, dacă cumva trece amendamentul ăsta, sunt pregătit să investesc și 200 de euro într-o cameră ca lumea și să vezi atunci, să vezi atunci, nu numai eu, să vezi atunci ce o să putem să filmăm cu toții. Dar voi gândiți-vă că nici măcar camerele alea de pe DN-ul n-au putut fi ținute în stare de funcționare cum trebuie, tocmai din cauza că mulți dintre participanții la trafic care merită filmați și amendați și luate permise și chestii de genul ăsta, nu trebuie să ajungă acolo. Alex, Constanța. Mulțumesc, Alex din Constanța. Situația e diferită. Camerele astea n-ar fi lăsate pe marginea drumului. Sunt camere, adică e cameră instalată în mașina ta, tu ai grijă de ea. Nu, să funcționeze. A subliniat că oamenii nu doresc, nu doreau ca ele să fie aici posibil. Acolo. Cosmin, bună dimineața. Bună. Neața. Ia spune opinia ta.
Eu cred că e o idee foarte bună, dar nu știu cât de mult va fi abuzată, normal. Azi, aici, aici. Și în primul rând ar trebui să avem un sistem național, nu să depindem de cetățeni ca să putem să dăm amenzi și să facem toată chestia asta de abonență, pentru că nu au fost înspre până acum să instaleze așa ceva, ca să trecem și noi mai în rând cu restul Europei. Au recurs și la ideea asta. Nu e o idee, e o idee chiar bună. Uite, eu am deja pe una din mașini, am o cameră și nu există zi în care să ies din casă cu mașina și să, mă rog, din parcare cu mașina și să nu evit una, două, trei mașini. Dar, sincer, ar putea să înceapă cu videoclipurile de pe YouTube până la camere. Adică asta clar va reduce substanțial numărul de permise și de... Cred că trebuie să și asume cineva asta de pe YouTube. Nu sunt sigur că funcționează. Da, e ok să existe și un sistem național de monitorizare, inclusiv video, a traficului. Da. Dar sistemul ăsta alt, în care folosești imagini filmate de participanții la trafic, are avantajul că e crowdsourcing. Practic, nu costă statul nimic. Adică oamenii se ocupă să se autoreglementeze cumva în trafic. Octavian, bună dimineața! Bună! Salut! Bună dimineața! Bună! Ca să răspund în primul rând la întrebare, este o aberație și am să argumentez. Da. Chiar inițiatorul proiectului de lege a spus că nicăieri în Uniunea Europeană nu există așa ceva, doar în Marea Britanie. Din câte știu eu, Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană. Da. Doi. Asta nu știu dacă mai e valabil undeva, să știi. Nu am cum să verific asta acum. Nu, chiar dumnealui a spus într-un interviu. Chiar am urmărit speța, ca să spun așa. Doi. De ce să nu facem același lucru și pentru toate restul infracțiunilor? E adevărat că sunt foarte multe accidente la noi în țară, dar la fel suntem în top 3 și la infracționalitate. Păi... Haideți să ne filmăm pe stradă când aruncăm chiștocuri pe jos. Stai puțin, te întrerup o secundă. Stau. Confuzi infracțiunea cu contravenția. Pentru infracțiuni, orice fel de mijloace de probă sunt examinate de procurori și de judecători și de anchetatori. Deci inclusiv filmările. Contravențiile sunt acelea. Scuze pentru această confuzie. Da. Ideea este, haideți să ne filmăm între noi și să nu mai avem poliție. De ce să avem poliție? Poliția trebuie să aplice sancțiunea. Spun foarte clar, am cameră pe mașină, da, dar mi-am pus-o dintr-un singur motiv. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să demonstrez care a fost realitatea exactă din acel moment, pentru că mai dă unul cu spatele și zice că l-am lovit eu din Mulțumesc, nu mai avem timp. Nu servește la nimic să demonstrezi o contravenție, pentru că nu e acceptată ca probare a contravenției. Deci camera este ca să te uiți tu la ea. Nu poți să amendezi pe nimeni pe baza ei. Nimeni nu amendează pe nimeni dacă nu e infracțiune. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.